Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară voi continua tutorialul care l-am început ieri seară, Orhideea pentru începătoare. Ieri seara am făcut împreună floarea, deci știți modul în care se execută. Astăzi, în această seară, vom lucra împreună frunza, frunzele propriu-zis, pentru că vor fi două pentru un fir de floare, și voi folosi firul Bravo, același croșet cu numărul 3, și propun să începem să lucrăm. Voi începe cu un număr de 45 de ochiuri de lanț. Aici primul îl voi lăsa un pic mai lărguț și voi continua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33. Deci vom face un număr de 45. 41, 42, 44, 45. Deci am făcut un număr de 45 de ochiuri de lanț. Acum vom pune firul metalic, firul subțire, și vom începe să lucrăm frunza propriu-zisă. Voi lăsa ca întotdeauna o bucățică în afară și voi începe în felul următor. Veți vedea cât de ușor se poate realiza această frunză. Deci, pentru prima și prima dată, începând din al doilea ochi de lanț, vom face un picioruș scurt. Apoi voi continua cu două piciorușe duble. Unul și al doilea. Iar acum voi continua cu piciorușe duble înalte. Luăm de două ori firul pe croșet și în corespondența fiecărui ochi de lanț vom face piciorușe duble înalte. Cu acestea vom merge până jos, până când ne vor rămâne două ochiuri de lanț libere. În felul acesta vom lucra totul până jos, piciorușe duble înalte. Ne vom opri când vom ajunge la ultimele două ochiuri de lanț. Vom continua în felul acesta. Ați văzut modul în care îl lucrez. Deci am luat de două ori firul pe croșet, am intrat în ochiul de lanț și am lucrat piciorușul dublu înalt. În felul acesta vom lucra. Deci continuăm până când vom ajunge la ultimele două ochiuri de lanț.
Acum noi vom lucra fiecare pe cont propriu și ne vom întâlni când vom ajunge în capăt. Voi face din nou un picioruș două pentru dumneavoastră. Sper că se vede ceea ce lucrez. Așa. Deci am luat de două ori firul pe crușet și cu atenție să prind și firul metalic. Uitați-vă în felul acesta. Continuăm până jos. Vedeți aici în spate firul metalic nici măcar nu se observă. Deci noi ne reîntâlnim când ajungem la ultimele două ochiuri de lanț de aici. Am lucrat piciorușe duble înalte până când am ajuns la ultimele două ochiuri de lanț cu care am început frunza. Acum voi face un picioruș scurt, scuzați-mă, un picioruș dublu. Iar în ultimul ochi voi face, fiind atentă să prind și firul metalic, voi face un număr de 3 piciorușe scurte. Astfel voi face trecerea de o parte la cealaltă a frunzei. După ce am făcut aceste 3 piciorușe scurte, voi strânge bine acest capăt. Voi abandona firul metalic, însă nu-l voi tăia, îl vom lăsa în pauză, cum se spune. Și acum voi lucra un picioruș dublu, în corespondența piciorușului dublu din rândul de partea cealaltă. Voi trage din firul și vom continua să lucrăm în corespondența fiecărui picioruș dublu înalt, un picioruș dublu înalt. Deci, dacă nu mă înșel, sunt un total de 39, cred, de piciorușe duble înalte. Vom continua în felul acesta. Vom fi atenți să prindem și acel capăt de fir, pentru că în felul acesta nu va fi nevoie să-l coasem. În felul acesta îi dăm stabilitate și continuăm cu piciorușe duble înalte până când ajungem în corespondența celor două piciorușe duble. Eu sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Uitați-vă cum începe să se formeze frunza, foarte frumos. Voi continua corespondența fiecărui picioruș dublu înalt cu din partea cealaltă. Facem picioruș dublu înalt. Deci luăm de două ori firul pe croșet și vom continua. Sper foarte mult că se vede, pentru că, așa cum vă spuneam, lucrez într-o poziție foarte incomodă cu camera în față și de aceea uneori mă deplasez spre partea dreaptă pentru a reuși să văd ceea ce lucrez.
Am încercat mai multe modalități, dar așa mi este cel mai ușor. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Și vom continua până când vom ajunge aici unde am făcut cele două piciorușe duble și piciorușul scurt. Deci vom lucra în continuare piciorușe duble înalte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Iată că am ajuns și în partea de jos a frunzei. Aici vom face două piciorușe duble. 1. Al doilea. Le dau firul un pic așa să nu mă încurce. Apoi voi face un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt pe care l-am făcut la începutul. Uitați-vă, vedeți? Felul acesta. Și acum voi trage acest fir metalic un pic mai mult, voi întinde bine frunza și adăugând din nou firul metalic voi face marginea propriu-zisă. Deci voi lăsa din nou o anumită distanță, așa, în felul acesta, pentru că vom avea nevoie. Și acum voi începe să lucrez în corespondența fiecărui ochi. Voi lucra în primul ochi un picioruș scurt, fiind atente să prindem și firul metalic. În cel de-al doilea ochi, în corespondența celui de-al doilea ochi, voi face două piciorușe scurte. În felul acesta vom da o formă mult mai frumoasă frunzei. Din nou un picioruș scurt. În următorul, două piciorușe scurte. Deci continuăm cu un picioruș scurt, iar în următorul vom face două piciorușe scurte. Deci în felul acesta. Și în același timp vom prinde și firul metalic. Cred că este modul cel mai ușor de a lucra aceste frunze. Aici unu. Aici voi face două. Nu sunt modele foarte complicate, de aceea le aleg mai ales pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, care doriți să învățați, pentru că am văzut foarte multe doamne lucrează flori, însă eu pe pagina grupului, pe canalul de YouTube, nu am prea multe tutoriale cu flori pentru doamnele începătoare, pentru cele care nu știți să lucrați. De aceea am decis ca această perioadă să mă ocup un pic de dumneavoastră și să lucrez pentru dumneavoastră, dacă vă face plăcere, aceste modele care apoi vă vor, dacă doriți, vă vor ajuta să lucrați. Și continuăm în felul acesta. Deci într-un ochi vom face un picioruș
scurt, iar în cel de-al doilea vom face două. Și astfel vom merge de jur împrejurul frunzei fără să ne oprim. Cred că reușit să vedeți. Oricum, o să încerc să găsesc o altă modalitate de a filma, pentru că, așa cum vă spuneam, poziția este foarte incomodă și am tendința să merg spre partea dreaptă. Mergând spre partea dreaptă, în mod logic, dumneavoastră nu veți vedea prea bine ceea ce execut. Însă, de aceea, eu vă vorbesc întotdeauna de ceea ce lucrez, de ceea ce execut. Și sper ca tutorialele mele să fie pe înțelesul dumneavoastră. Din nou, așa cum vă spuneam, dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale, dacă vă plac, eu v-aș ruga foarte mult să dați un like, să comentați. În cazul în care aveți nedumeriri, aveți întrebări, vă rog foarte mult să mi scrieți și eu voi răspunde întrebărilor dumneavoastră. În cazul în care este ceva ce nu înțelegeți, eu sunt disponibilă să vă răspund și să lămurim ceea ce doriți să aflați. Apoi mă adresez și doamnelor care fac parte din grupul de Facebook. Să știți că pe 8 martie vom face un nou concurs, o nouă extragere în care va fi în joc o sumă consistentă, spun eu. Administratorii vor decide și vor pune anunțul și pe grup. De aceea vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube, pentru că veți avea șanse foarte mari să ieșiți ca una dintre dumneavoastră să iasă câștigătoarea. Noi am mai făcut acest tip de concurs și pentru Crăciun, dacă vă aduceți aminte, fetele care sunt de mai mult timp în grup știu acest lucru. Am făcut acest concurs, doamna care a fost câștigătoare a primit cei 50 de euro care au fost puși ca premiu și de această dată vor fi din nou 50 de euro, însă, așa cum spuneam, trebuie să fiți înscrise și pe canalul de YouTube. Oricum, administratorii vor pune anunțul. Ei sunt cei care decid concursurile, care eu sunt administratorul principal și cea care face tutorialele, ajutoarele mele sunt doamnele, domnișoarele, care mă ajută foarte mult. Și țin pe această cale să mulțumesc atât lor, cât și dumneavoastră care sunteți prezente, per modul în care și pentru modul în care vă comportați, modul civilizat. Sunt foarte mulțumită că în această mare familie pe care am creat-o, este liniște, este înțelegere și fiecare este apreciat. Pentru mine sunteți foarte importante, fiecare dintre dumneavoastră. Așa cum spuneam, am creat o familie,
o familie în care fiecare dorește să învețe ceva nou, în care fiecare prezintă ceea ce lucrează. Așa cum ați văzut, vă rog foarte mult să nu uitați că în fiecare sâmbătă este concursul pentru pagina grupului și fotografia cu postarea cu cele mai multe like-uri va fi capul grupului pentru o săptămână și apoi, așa cum știți, duminica este zi de vânzări. Duminica vă rog foarte mult să aveți pregătite fotografii cu ceea ce aveți disponibil și să le postați pe pagina grupului. În felul acesta vă faceți cunoscute atât dumneavoastră cât și lucrările pe care le aveți. Așa cum am spus întotdeauna și repet, dumneavoastră postați, noi dăm drumul la postări, dar detaliile pentru vânzări sunt private, le stabiliți dumneavoastră, noi nu vrem să creăm niciun fel de problemă nimănui. Sunteți dumneavoastră cele care munciți, dumneavoastră cunoașteți prețul muncii dumneavoastră și de aceea detaliile cu cumpărătorii le veți lua în privat. Deci vom continua în felul acesta până la partea de jos a frunzei, unde apoi vom închide, deci nu uitați, într-un ochi vom face un picioruș scurt, în următorul două piciorușe scurte, în același timp vom prinde și firul metalic, care va da stabilitate frunzei. Imediat vom ajunge la capăt și vom încheia frunza. Eu am spus că voi pune două frunze pentru un fir de orhidee. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți face chiar și 3-4 astfel de frunze. Las aceasta la atitudinea dumneavoastră. Eu lucrările pe care le fac, tutorialele, le fac în scop demonstrativ, astfel ca dumneavoastră să puteți acumula cât mai multă experiență în această artă a croșetatului, pentru că și să croșetezi este o artă și anumite decizii în funcție de culori, de numărul de frunze, acestea le faceți dumneavoastră. Eu doar vă îndrum, vă deschid strada și dumneavoastră sunteți cele care decideți cum veți continua. Am ajuns aici la partea de jos, partea finală. Aceasta este frunza. Vedeți? Voi întinde bine. Acum voi tăia și firul metalic. Și
firul cu care am lucrat și voi închide. Lucrul în felul acesta. Apoi vom ascunde firul, bineînțeles, pe partea din spate. Dumneavoastră veți închide cu acul dacă doriți, eu închid cu croșetul, în felul acesta nu stau. Să pierd mult timp cu a pune firul în ac, pentru mine este o adevărată expediție. Aceasta este frunza. După cum vedeți, o putem aranja în modul în care dorim. Datorită firului de sârmă, eu atât am vrut să vă arăt acum. Voi continua cu partea a treia a tutorialului, pentru că trebuie să schimb poziția, să pun camera în alt mod. Atunci vă voi arăta modul în care montăm floarea propriu-zisă. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș, sper că v-a fost de folos acest tutorial. Aș dori din nou, așa cum vă spuneam, să dați like, share la lucrările mele, să lăsați un comentariu și mulțumesc din nou pentru atenție, o seară frumoasă tuturor, iar noi ne reîntâlnim pentru a termina această frumoasă și gingașă floare. La revedere!